În timpul ăsta a trecut o mulțime de oameni. Pur și simplu nu i-am putut să-i văd. Se opoșesc, strigau diferite plancarde. Atunci fata aia mai mare a venit la maică, zice, mămică, merge și noi. Mi-a dat seama, zice, nu mergeți niciunde. În timpul ăsta o trimis la mine să vadă dacă le dau voie. Aia mică, o lua fășul de pierge, o coboră jos. Și atunci am zis, ce sora e din geamă, zice, tăticule, lumințeau coboră jos. Zic, merge repede sus. Păi când o ajuns jos, cum voi plecasă. Când a ajuns în calea Lipovii, în spatele bisericii, s-a tras focul de avertisment de la aviație, în roșu, și a zis nevastă, mi-a zis, fie atent că se trage. De ce nu se trage? Și atunci am început focul. După care am văzut că fata nu a venit toată noaptea acasă, m-am dus în zonă dimineață. În zonă m-am întâlnit că acolo locuiesc, m-am întâlnit cu mulți prieteni și m-am interesat, din care m-am întâlnit și cu prietenul ăsta, Avadani, care a lucrat cu mine foarte mulți ani. Și l-am întrebat, mă, Ștefani, s-o tras pe aici, ce e pe aici, că pe o oasă, nu s-o cunosc, nici eu însemn nimic. Ce mă s-o tras? Ce, zic, mă, uite, mi-a dispărut fata. Ce mă, cu ce-a fost fata ta îmbrăcată? Zic, cum a fost roșu așa. Ce, uite, aici a fost împușcată, mi-a arătat locul, ziceam, noapte, am pus-o pe bancă și banca a fost îngustă și i-a legat mâinile cu o soară, cu ceva, ca să nu-i se rupă mâinile când... Zice, du-te la clinicile noi. Am fost la clinicile noi, am vorbit cu autopsierul, am mers cu fata din geamă, cu sora ei, îmbrăcată între aceeași formă. Și întreb pe autopsierul, zic, domnul, nu vă spera, zic, a fost o fată adusă aici? Zice, da. Zic, dacă o vedeți, o cunoașteți? Zice, da. Zic, e asta sau nu e asta? Zice, cum, domnule, zice că asta fată a fost împușcată în inimă? Zic, nu, sora ei. Și domnule, dacă veneai cu o jumătate de oră, zice, o găseai aici, dar ai plecat la județeană. Atunci am ajuns la morgă la județeană, am întrebat, m-am întâlnit cu, adică am, cu asistenta, asistenta mi-a spus, vorbește cu domnul doctor Dressler. Domnul doctor Dressler a spus că nu este nicio mort în morgă și nu lasă pe nimeni în morgă. În timpul ăsta vine domnul locotenent major rusu, nu mai știu exact cum îi zice, pentru că el a fost cu pașapoartele pentru plecare în străinătate și a fost plecat în Libia. El pe mine, eu pe el l-am cunoscut, el pe mine nu m-a cunoscut. Și mi-a pus arma la cap. Zice, ce faci mai aici, scandal? Și atunci am zis, domnul rusul, dumneavoastră, pe mine nu mă cunoaște, dar pe mine, eu pe dumneavoastră mă cunosc. Și atunci eu lăsat arma, mai era un militar care ținea o carte, în fine. O era cu o carte în mână, cam așa ceva. A doua zi iară, a treia zi iară, n-am putut să rezolv nimica.